Binecuvântat să fie Tatăl nostru Ceresc. El ne-a creat după chipul și asemănarea sa, numai că la scurt timp după momentul binecuvântat al creației a intervenit ispita, păcatul, și de atunci mintea omului a fost perturbată. Acum trăim într-o condiție în care atât Duhul lui Dumnezeu, cât și diavolul, atât gândurile bune, cât și gândurile rele, toate au acces în mintea noastră. Aș vrea în această seară să ne oprim la o altă lecție din ciclul Gânduri, intitulată Operații în mintea omului, adică ce fenomene se pot derula în mintea unui om și a unui credincios. Vedeți, ființa umană este foarte complexă. Chiar dacă mintea, prin activitatea fizică și chimică neuronală, constituie baza pentru întreaga activitate intelectuală și spirituală a omului, este cunoscut faptul că neuroștiințele nu pot să explice întru totul tot ceea ce se întâmplă în mintea unui om. Sunt fenomene care întrec percepția de laborator. Sunt oameni care încearcă să justifice faptul că pentru om totul depinde de condițiile de mediu, de educație, de starea de sănătate. Nu este adevărat, pentru că aceste teorii nu iau în calcul lumea spirituală și mixtiunea supranaturalului în mintea omului. Am vrea să ne oprim în această seară și să vedem cum se formează și cum se destramă gândurile în mintea noastră, sub stimul intern, adică proprii acelui om, sau extern. În mod special, având în vedere, cum aminteam deja, lumea spirituală, nu doar lumea fizică, oamenii din jur. Citim din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, cuvintele Apostolului Pavel, care li se adresea corintenilor arătându-le că în mintea omului investigațiile finale și totale pot să aparțină numai lui Dumnezeu, pentru că e ceva foarte complex, care, așa cum spuneam, nu poate fi explicat de știință. Ce relație există, de exemplu, între conștiință, conștiență și cunoștință? De aceea, scria Pavel, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare va căpăta lauda de la Dumnezeu. Tot Pavel scria, 2 Corinteni, capitolul 11, exprimându-și teama pentru ceea ce se poate întâmpla în mintea credincioșilor. 2 Corinteni 11:3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Așadar, există un proces de denaturare, dar în același timp citim din Efeseni 4, este și un proces de refacere a ceea ce este bine în minte. Efeseni 4, versetele 23 și 24. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Evident că din punct de vedere fizic nu devenim ca Dumnezeu acum. Rămânem cu aceeași structură fizică, dar în minte lucrurile pot fi îmbunătățite și răul poate fi eliminat. Haideți să fim sinceri și să ne cercetăm ce se petrece în mintea noastră. De exemplu, auzi o veste. Îți vorbește Dumnezeu, ai un vis. Toate acestea au efect în minte. Știți întâmplarea aceea că un bătrânel, un bunic mergea cu nepotul spre piață, cu un măgăruș. Și pentru că trebuiau să treacă pe lângă mai multe sate,
Oamenii din primul sat l-au văzut pe bătrân ducând animalul de căpăstru și nepoțelul călare și au zis cum sunt oamenii gata să-și dea cu părerea. Bătrânul a rămas fără să mai beneficieze de mila nepotului. Așa sunt tinerii din ziua de azi. Ei călare, nu contează că bătrânii merg pe jos. Poțelul totuși a fost receptiv și a zis, bunicule, hai să uite tu. Numai că, trecând pe lângă alți oameni, au zis, vezi? Și-au criticat acum pe celălalt. Și a zis bunicul și nepotul, cum facem? Ne suim amândoi pe animal. Și știți ce s-a întâmplat, nu? Au găsit că alții din ăștia cu protecția animalelor. Își ba joc de animal, ăștia trebuie dați la poliție. Nu merge. Ne ducem pe lângă el. Și din nou s-au găsit oameni care au spus, bă, ăștia nu-i duce capul. Pentru că dacă ne luăm după alții, ajungem nicicum. S-a întâmplat undeva la o nuntă, sunt la masă, e mai mult timp de vorbit și discutau niște tineri un subiect și la un moment dat unul dintre ei a zis să-l întrebăm și pe fratele Simionu că încă trăia bătrânul și era acolo. Da, tinerii grabnici, am văzut că bătrânul răspunde, unul a zis lasă-l că n-aude. A fost exact momentul în care bătrânul era pregătit să răspundă și zice încă aud, numai că nu răspund ușurate ca voi. Și dacă vreți, vă spun răspunsul la întrebările, la dezbaterea voastră. Oamenii sunt de trei feluri. La unii le poartă alții capul, alții fac cum îi taie pe ei capul și pe alții călăuzește Dumnezeu. Acum rămâne de văzut voi din care categorie faceți parte. Haideți să vedem așadar ce se întâmplă în mintea noastră. Câteva operații care pot să fie observate. În primul rând, procesul de elaborare a gândurilor. De regulă, noi, înainte de a ne rotunji un gând, de a avea o idee concluzivă, în mintea noastră are loc o dezbatere. Să fie așa, să nu fie așa. Dacă tot l-am amintit pe fratele Simionuc, mi-a povestit personal că avea o nelămurire de ordin teologic și mergând undeva peste un deal s-a oprit într-o pădure, a stat pe un butuc și a vorbit cu sine însuși în mintea lui. Mai întâi pronunța o idee și aducea contraargumente, apoi lăsa pe celălalt, cea de altă idee din mintea lui, să-și aducă justificarea și partea din tâi avea acum ocazia să contraargumenteze. Mai știu exact, pare mi se că zis că a stat acolo 4 ceasuri până s-a lămurit el pe el. Sper că așa procedăm și noi, nu ne pronunțăm imediat. Imediat trebuie să te pronunți dacă sare cineva în apă, nu mai trebuie să te gândești că oricine rămâne moștenirea și să plângi copilași orfani și după aceea să te gândești că poate puteam să-l scap. Acolo trebuie acționat de urgență, dar în general avem posibilitatea, dreptul și chiar datoria să ne gândim cum trebuie să procedăm. Sau putem în mintea noastră să elaborăm un plan gen computer și fac aici o paranteză, există o idee media actuală că ne-ar lua computerul înainte și noi am ajunge roboții tehnologiei. Să știți că încă e distanță mare dintre capacitatea minții și capacitatea roboților. Fie și ei din cei mai avansați. În mintea umană sunt procese, fenomene care nu pot fi comparate decât ca și sistem în sensul de elaborare, de structură algoritmică, de exemplu, dar nici de cum ca și capacitate, ca nivel. Astfel putem să elaborăm un plan. Cum ar fi, de exemplu, construcția unei case. Sau un plan, anumite etape, anumite lucrări, operații, ce vom face într-o anumită zi,
Am numit asta elaborarea gândurilor. Și mulțumim Domnului că avem capacitatea asta să putem gândi ce urmează să facem, în ce ordine de idei sau de operații. Să citim câteva versete pentru cele afirmate. Cartea Daniel, capitolul 3. Aici avem o referință despre ceea ce se întâmpla în mintea unui rege. Vedeți, conducătorii chiar că trebuie să gândească bine, nu degeaba au consilieri, dar primii consilieri sunt neuronii care stau la baza acestei capacități intelectuale. Daniel 6 cu 3. Daniel însă trecea pe toate aceste căpetenii și petrecători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Cu siguranță că a avut aici un plan. Dacă urma să înființeze un post nou sau dacă trebuia cineva destituit, s-a gândit cu siguranță la avantajele ce vor decurge de aici. Să observăm și un plan la nivel de familie, Fapte capitolul 5, de data asta un plan rău, greșit, pus la cale. Că nu întotdeauna oamenii, chiar dacă au capacitatea să elaboreze planuri, acestea sunt reușite. Sunt cuvintele lui Petru către Anania, dacă nu vindeai, vorba de moșioară, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Gândul lor n-a fost bun. Tot în Fapte, citim în capitolul 8, a ajuns Filip cu Evanghelia în Samaria și oamenii până atunci obișnuiți cu magia lui Simon, când ascultau predicile lui Filip, care s-a dus de la Ierusalim, scrie aici în versetul 6, noroade luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Și s-au gândit, cine are dreptate? Filip? Simon? Și-au ajuns la o concluzie bună. Filip? Și-au trecut de partea lui. O altă referință, Fapte 19 cu 21. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zice el, trebuie să văd și Roma. Un plan de călătorie. N-a fost într-un totul așa, deși a ajuns la Roma, cum știți, a fost arestat. Trecem la o altă idee, la o altă operație ce are loc în mintea noastră, am numit-o importul gândurilor. Adică e vorba de gânduri care nu sunt autohtone. Gânduri care ne parvin din lumea spirituală. Dumnezeu poate să ne pună un gând în minte, dar în egală măsură poate să ne-l strecoare și diavolul. Și acest import de gânduri este foarte frecvent, este spontan și uneori este foarte puternic. Să citim din cartea Iov, unde unul din prietenii lui își destăinuie experiența dintr-o noapte. Citim de la versetul 13. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, observați, acolo s-a petrecut acțiunea, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciu, un chip cu învățișare necunoscută era înainte ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Șoapte auzibile doar în minte. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu în slujitorii săi de a găsește el greșel chiar în îngerii săi, cu cât mai mult în cei ce locuiesc în case de lut care își trag bârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Ci șoaptă demonică, să strecoare neîncredere. Dumnezeu nu are angajat serioși, nici în voi nu are bază, așa că vă puteți permite că oricum să așteaptă să greșiți. Într-acolo, cred că țintea această șoaptă. Elifaz a luat-o de bună? Oricum, pe Iov l-a acuzat că ar fi vinovat. Citim tot din Iov, capitolul 12,
Versetul 17 aici este vorba despre o imixtiune divină. El, Dumnezeu, ia rob pe sfetnici și turbură mintea judecătorilor. Adică poate să aibă acces în mintea lor. Versetul 20, el taie vorba celor meșteri la vorbă și ia mintea celor bătrâni. Pe moment le oprește funcționarea programului. Dumnezeu are puterea aceasta. Citim din Daniel capitolul 4 despre fenomene asemănătoare, în versetul 19. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. De ce? Doar pentru că i-a spus împăratul un vis? Nu doar, pentru că în momentul acela în mintea lui a primit tâlcuirea. Și dintr-o dată a fost un import de gânduri. Tot din Daniel citim în 7:1. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui. Pe când era în pat, în urmă a scris și a istorisit lucrurile de căpetenie. Și versetul 28 prezintă finalul acestei descoperiri, aici s-au sfârșit cuvintele: pe mine, Daniel, m-au turburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței și am păstrat cuvintele acestea în inima mea. În urma unei descoperiri de proporții, cum a fost asta, mă dau seama că el nu putea să rămână ca până atunci, că primești de la oameni o veste și e șocat, dar să primești asemenea informații în bloc din lumea spirituală este justificată starea lui. Tot referitor la un import de gânduri, de data asta binevenit, citim din Matei 10, capitolul, versetul 19, un import necesar sosit la vreme. Sunt cuvintele Domnului care a spus: dar când vă vor da în mâna lor, e vorba de judecățile oamenilor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Ce import binecuvântat la momentul potrivit. Și ne mai putem aminti din aceeași Evanghelie, capitolul 16, versetele 17 și 23, sunt intervențiile apostolului Petru și Domnul îi spune: vezi, Petre, că astea nu sunt din mintea ta. A fost un import de gânduri, Dumnezeu ți-a șoptit, dar vezi că nici diavolul nu vrea să se lase și te poate influența. De aceea spune versetul 23, înapoi a mea, Satanul. Diavolul era pe aproape ca să încurce lucrurile. O altă operație ce are loc în minte, am numit-o permanentizarea gândurilor. Adică sunt gânduri care își găsesc reședința în mintea noastră și rămân acolo multă vreme. În mod deosebit asta se întâmplă când avem de-a face fie cu o posesiune demonică sau cu o stare de depresie, fie cu o prezență divină bogată, cu o călăuzire care vine de la Domnul, cu o cârmuire a Duhului Dumnezeu. Să citim din Proverbe, capitolul 24. Aici înțeleptul scria în versetul 9: gândul celui nebun nu este decât păcat. De exemplu, un om nebun, dar nebun pornit la rău, are niște gânduri permanentizate în minte. Acelea sunt ale lui, nebuniile lui și peste tot este cu ele. Nu-l părăsesc. Isaia, capitolul 10, dă ca exemplu pe un împărat care, în urma unor victorii repetate, i-a intrat în minte un duc de mândrie și el gândea în aceeași idee pentru toți, versetul 7, dar el nu judecă așa și nu acesta e gândul inimii lui, el nu se gândește decât să nimicească. A intrat gândul acesta, toate țările trebuie să le cucerez, tot distrug, am putere, și nu mai putea scoate asta din minte. Amintiți-vă și de Ceaușescu al nostru,
Singura mea întrebare cu privire la el a fost dacă el știa care e starea poporului și nu-i păsa, sau că deja se îndoctrinase pe sine încât nu știa care e realitatea în țară. Se poate întâmpla cineva să aibă un gând din ăsta permanentizat și nu îl mai scos din minte. Citim din Roman capitolul 8 pentru cele două ipostaze, bună sau rea. Spune aici despre omul firesc, observați, un om de lume a cărui cuget și minte s-a stricat, are numai prostii în minte, nu îi le scoți. Zice aici în versetul 3, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Nu puteai dezlipi de gândurile rele. Citim și versetul 7, fiindcă urmarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Un om firesc nu se poate scutura de gândurile lui, dar în schimb un om duhovnicesc, spune aici în versetul 5, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile fără pământești, dar pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului și care s-au obișnuit cu aceste îndemnuri, umblă după lucrurile Duhului. Până într-acolo, încât scrie în versetul 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Deci au dobândit o maturitate, o călăuzire. Să ne ajute Domnul să avem gândurile bune permanentizate în mintea noastră. Să avem gândul lui Hristos, cum spune Cartea Sfântă. Și gândurile rele care le aveam înainte, sau dacă sunt stări depresive, cum aminteam la o lecție anterioară, oameni care nu pot să depășească un gând, se învârt în jurul aceleiași idei, să fie date afară. Să avem un impor de gânduri binecuvântate care să rămână în mintea noastră. Și un ultim aspect aici al operațiilor observate în minte, potențialitatea gândirii. Vedeți, noi ne putem imagina foarte multe. Nici nu ne-ar ajunge viața să le povestim câte ne-au trecut prin minte. Poate stai de vorbă cu cineva și el se gândește la cine știe ce și pe unde este dus cu gândul. Nu putem noi să oprim această imaginație. De exemplu, un băiat își imaginează, cum zice versul, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă, cine oare între tineri nu vrea o mireasă, cine el sărac sau puteți de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Și poate merge pe ideea asta. Fetele sunt mai bogate în imaginație. Dar asta nu înseamnă că se va întâmpla ce ne-am imaginat. E păcat că ne permitem să ne imaginăm. Vă citesc din Evrei 11 despre Avram, care atunci când Dumnezeu i-a cerut să jertfească pe Isaac, știți că a durat, a fost câteva zile. În mintea lui Avram n-a stat în loc. Atunci era foarte greu să se gândească Avram la animalele lui. Evrei 11, versetul 19, că se gândea, ce gândea Avram? Că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Deci iată, în control a dus imaginația minții pe Avram. Dacă îl jertfesc, arde, nu? Înseamnă că moare, cum l-am sacrificat. Dar Dumnezeu cumva îl va aduce la viață. N-a fost cum se gândea el. Dar vă întreb, a păcătuit Avram că se gândea așa? Nu cred că a păcătuit. Cred că în asemenea situație se are în vedere conținutul intrinsec, nu imaginea. Adică eu gândesc ceva pe fond bun, cu intenții bune, sau mă duce mintea la ceva păcătos? Depinde de imaginația noastră. S-a întâmplat că soția a dat ceva la sora unui frate care trecuse pe la noi și o sunat și a zis, spune la sora mii de mulțumiri, la care eu zic, dar lasă-mă mai ieftin, îți dai seama cât durează până transmite o mii de mulțumiri. Zice, dar nu așa, zic, știu, dumneata ești poet, dar eu sunt contabil. Pentru un poet mii de mulțumiri ține de rimă. Pentru un contabil imediat socotește câte zerouri sunt acolo și câte pot fi livrate la pachet. Deci nu contează
ce imaginație avem. Contează ce culoare are imaginația aia. Gândești ceva de bine când îți va da Domnul o nevastă, cum o să te duci la adunare, cum o să slujiți Domnului, sau gândești doar așa, pătimaș, fie că trebuie să fie bogată, fentez pe socru, fie, sau să am și o nevastă, să satisfac poftele. Deci, ce conținut au acele gânduri? Asta este foarte important. Vă dau un alt exemplu, cartea a doua a Corintenilor, capitolul 1, Pavel a ajuns într-o situație critică, spune Scriptura aici, în versetul 9, hai citim și 8, partea finală, nici nu mai trăjeam nădejde de viață. Ajungi într-o situație de boală. Poate afli, acum medicii spun mai repede, e cancer care se apropie de fază terminală. Te gândești, nu? La ce te gândești? Cum pui problema? Versetul 9, bancă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Deci nu e problemă că îți imaginezi că mori, dar cu ocazia asta ce îți imaginezi mai departe? O să fie o înviere, o să mergem la Domnul, sau îți imaginezi, vezi, altul trăiește, rămâne, pe mine Dumnezeu m-a tratat altfel. Asta ar fi greșit. Și cred că uneori Dumnezeu ne încearcă pe fondul potențialității minții noastre de a-și imagina, de a gândi. Știți că împăratul Nebucadnețar scrie în 2:29 în cartea Daniel, se gândea ce va fi după vremurile acelea. Dumnezeu i-a dat un vis, ca să arate ce va fi. Dumnezeu are puterea asta. Amintiți-vă de mama lui Sisera, scrie în Judecător 5, întârziau să vină războinici. După alte lupte câștigate anterior, s-a gândit și acum, au biruință. Dar de ce întârzi? Aduc pradă și acum le împart hainele frumoase. Vedeți omul acum. Unde îl duce gândul, nu? De bună seamă, de aici pică ceva. S-a oprit lângă un om cu o mașină frumoasă, un băiat. Puneți cumpă mașina asta? Zice că la băieți le plac mașini. Îi spune omul, binevoitor. Zice, dar ți-ai dorit și tu o mașină de asta? Și nu, m-am gândit. Dar zice, ce-ai face dacă ai avea o mașină de asta? Ți-ai place să te plimbi cu ea? Nu. Zice, nu, m-am gândit că i-aș face o cadeu la un frățior meu care e mai mic. Și zice omul ăsta, băi, de ce l-a dus mintea? Ce lași ceva? Nu m-am gândit. Deci depinde, nu o să avem noi avion, dar dacă te duce imaginația că dacă ai avea un avion, ce-ai face? Faceți scamatorie așa pe deasupra radului dacă s-ar permite sau îi spune, mă duc misionar în junglă? Poate nu vei merge tu misionar niciodată, dar asta va dovedi cam ce rădăcini sunt acolo în minte și când ies plantele ce natură au. Să trecem la o a doua parte a lecției noastre, operații recomandate în mintea omului. În primul rând este foarte recomandabil să fie o cenzură realizată de conștiință, un control dacă vreți. Conștiința trebuie să fie bine echipată, formată, să verifice, după cum un computer are nevoie de un program antivirus și mintea noastră are nevoie de o conștiință luminată. Vă dau vreo două, trei definiții ale conștiinței. Conștiința este ceea ce suferă atunci când toate celelalte părți ale ființei tale se simt bine. Conștiința nu ține cu tine. Ea ține cu adevărul, dacă e formată. O altă definiție. Este vocea interioară care ne anunță că cineva se uită. O altă. Este lumina inteligenței pentru a deosebi binele de rău. O altă. Este oglinda sufletelor noastre care înfățișează greșelile din viața noastră în forma lor completă. Și o ultimă definiție, e glasul lui Dumnezeu care ne anunță că urmează să mergem la judecată. E foarte bine ca acest pasnic să fie întotdeauna cu noi. O conștiință bine formată la un copil va fi un tovarăș de viață de cea mai mare calitate. Citim în Roman, capitolul 9, versetul 1,
Pavel zice, spun adevărul în Hristos. Adică și dacă ar fi Domnul Iisus de față, cel care cunoaște toate gândurile, cum scrie în Evanghelie, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Și este martor bun. 1 Ioan capitolul 3, de la versetul 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dar cine poate ști dacă eu am spus adevărul sau nu când i-am spus cuiva că îl iubesc? Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Deci această osândire sau aprobare trebuie să fie cât mai aproape de vocea lui Dumnezeu ca să fie corectă. De altfel, conștiința exercită un control anticipat, operativ și postoperativ. Conștiința îți poate spune dinainte. Și bine să nu faci ceea ce conștiința nu te lasă. Roman 14:1. Acolo în minte se dă sau nu se dă aprobare. 14:5. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Ca să te obișnui să fii sincer cu tine însuți. Amintiți-vă de David după ce a făcut numărătoarea sau după ce a tăiat colțul hainei lui Saul, ce s-a întâmplat? Îi bătea inima. A tras conștiința clopoțelul. Ce ai făcut? Și iar te întreabă, ce ai făcut? Indienii nord-americani își imaginau conștiința ca un triunghi care atunci când greșești se rotește și te atinge cu colțurile. Dar ziceau ei și ideea era corectă, dacă tu tot n-asculți de conștiință, se tot rotește până se rog colțurile. Și când rămâne ca un cerc, nu te mai deranjează. Dar asta nu înseamnă că nu se învârte. Așadar, să ținem cont de glasul conștiinței. Aici la Radio Creștin, la Arad, o profesoară, dacă vă amintiți, a depus o mărturie despre o elevă care, cu ocazia prezentării tezelor notate, a cerut să fie notată lucrarea cu nota 1. Dar ea era o elevă bună. Și profesoara indignată a zis, dar de ce? Tu ai știut? Am copiat. Las că și alții au copiat, acum să o salvezi. Și a spus, nu mă interesează, vreau să-mi dați nota 1. Și până la urmă a ajuns la întrebarea de fond, dar de ce? Fiindcă mă mustră conștiința, eu duminică mă botez, botezul e mărturia unui cuget curat și vreau să mă bucur la botez. Cum te poți bucura cu nota 1? Ei, bucuria pe care o dă conștiința e mai mare decât nota. E foarte important dintre operațiile minții să lăsăm conștiința să spună cuvântul. Da. Am întâlnit aici în Arad student care după 4 ani m-a sunat și a zis, frate, la o lucrare v-am copiat și mi-ați dat notă bună și când predic mi-amintesc să mă iertați. Să-ți dea Domnul îndurare. Vedeți cum lucrează conștiința. O altă operație recomandată în cuget, echivalarea gândurilor cu gândurile altor oameni. Pavel spune în Galateni, capitolul 2, că deși el avea siguranță pe Evanghelia care o propovăduia, chiar din partea Domnului, în urma descoperirii, s-a suit la Ierusalim, scrie în versetul 2, Galateni 2 cu 2, și le-am arătat Evanghelia pe care o provdesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să ales sau să fie alergat în zadar. Deci n-a fost încăpățărat să spune, mie, Domnul descoperit, nu mai întreb pe altul, ce părere are? S-a pus de acord cu ceilalți. Este foarte bine, fie referitor la anumite evenimente care s-au consumat sau la anumite teorii, cum spuneam, situația aceasta e doctrină, sau chiar la anumite evenimente care urma să se producă, să ne consultăm și cu alții. Că nu trec toate prin mintea noastră. Poate nu trec nici prin mintea altora, dar cel puțin să ne punem de acord. A zis Sara, Genesa 21:7, cine se gândea să-i spună lui Avram că va mai avea acum un copil? Nu se gândea nimeni. Dar iată că s-a întâmplat. Dar sunt situații în care alții gândesc mai bine decât noi și trebuie să ne
consultăm, să întrebăm. Deci în Eclesiastul capitolul 4, asta e valabil și pentru tineri și pentru bătrâni. Pe biruința vine prin marele număr de sfetnici. Eclesiastul 4:13. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, cum adică fără minte, dacă e bătrân, are experiență, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Să întrebe și pe alții. Tu ce părere ai? Și din toate aceste idei se poate desprinde ceva mai bine, mai clar. Asta nu înseamnă că nu pot să fie și mulțim de oameni care gândesc greșit. Amintiți-vă de sirienii care toți au avut un import de gânduri de la Dumnezeu că vine o armată împotriva lor și au luat-o la fugă. Ei și dacă se întrebau unul pe altul, toți aveau aceeași părere. Dar acolo, în același capitol 2, împărat 7, scrie că împăratul s-a gândit, ăștia stau ascunși după răzoare și sunt pregătiți să ne ochească. Dar un altul a avut o idee mai bună, a zis, să trimitem niște cercetași, să vedem, sunt pe aici sau nu. Și s-a dovedit că ideea împăratului nu era bună. Deci este bine să ne consultăm. Spune Scriptura, nu te socoti singur înțelept. În primul rând să recunoști pe Dumnezeu, dar să accepți că și altul poate să aibă o idee mai bună. Să ne consultăm și cu asta relațiile între noi vor fi mai bune, putem să ne smerim, să recunoaștem că și alții pot să gândească mai bine chiar. O altă operație recomandată, asta e cea mai de recomandat, să dorim ca gândirea noastră să fie gândirea după modelul gândirii lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu gânduri înțelepte, gânduri sfinte, gânduri care vin de la El. Acestea ne sunt descoperite prin cuvânt, prin Scriptură, aici știm cum gândește Dumnezeu și ca proces tehnic să-L numim, ele vin în mintea noastră prin iluminarea care vine de la Duhul Sfânt. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, Psalmul 92, versetul 5 și 6. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânc sunt gândurile tale. Vedeți, Dumnezeu a făcut un plan veșnic, câtă înțelepciune există în fenomenele naturii, în animale, în toate. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta. Și cel nebun nu ia seama la el. Deci sunt oameni care n-au nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Se socotesc, cum aminteam, singuri înțelepți. Noi să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere din gândurile sale. Nu o să gândim noi cât Dumnezeu. Nici nu avem nevoie să avem noi capacitatea Lui. Dar ar fi nevoie ca informațiile noastre să fie corecte. Ce frumos e că Dumnezeu ne-a descoperit din Scripturi cum a apărut omul pe pământ, așa? Cum au fost create plantele și animalele. Bieți oameni care nu cred asta din cuvânt, ei fac calcule. Universul a apărut și fac ei socotel de atâtea milioane și milioane. Cândva am auzit că au pus virgula și am zis, băi, ce exact sunteți, meseriași. Ei știu cu virgulă, de când și când, bieți oameni. Sunt și romanii, nu s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Pentru că nu vor să accepte în gândire gândurile lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Roman, capitolul 10, versetul 16, este o reluare a ceea ce scrie în Ieremia, în Ezechiel. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile. Zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Ce har! Să vrea Dumnezeu să scrie El, nu pe niște table cum a scris cu mâna Lui, pe mintea noastră. Scrie Pavel 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi ca slujitori al Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne, care, așa cum am arătat în Evrei, este vorba de mintea noastră. Ce frumos să gândești ca Dumnezeu să fii de acord cu El, să fii în ton cu El în diferite acțiuni. Este un mare har. Pentru că, în general, cum spune Isaia 55, gândurile oamenilor de-a lui Dumnezeu sunt la distanțe cosmice.
Și totuși scrie în continuare în Isaia 55 de la versetul 10 că dacă ploaia scoboară din cerul, e vorba de văzduhul acesta, cu un uros pe pământ, zice aici în versetul 11, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod. Și unde trebuie să fie rodul cuvântului Dumnezeu? În mintea noastră, în acțiunile, în faptele noastre. Dar mai întâi este vorba de o semănare care are loc la nivelul minții noastre. Drept urmare a îmbogățirii minții noastre prin cuvântul lui Dumnezeu, devenim înțelepți. Și cele mai inteligente, cele mai de dorit, cele mai perfecte operații în minte le face înțelepciunea. Ea are care ședință? Mintea. Ce binecuvântare să fii înțelept. Știți care e pedeapsa nebunilor? Nebunia lor. Și harul cel mare a înțeleptului este înțelepciunea, adică să ai nu doar un procesor care este foarte rapid, să faci repede calcule, să poți să elaborezi gânduri corecte, planuri inteligente. Înțelepciunea are o întreită dimensiune. De aceea în limba greacă se regăsesc trei termeni. Sofia, ceea ce înseamnă cunoașterea lucrurilor spirituale și materiale și a cauzelor lor. Acest termen apare în Matei 7, cu 24, unde scrie despre un om cu judecată. Un alt termen este phronesis, ceea ce înseamnă prudență practică, înțelepciune. Nu se hazardează. Ea gândește virtutea de a judeca ce trebuie făcut în a lua decizii înțelepte. Termenul apare în 1 Corinteni 10:15, unde spune judecați voi singuri ce spun, adică fiți prudenți. Și un al treilea termen este sunesis, ceea ce înseamnă facultatea critică, analitică de a putea urmări evoluția fenomenelor în timp, importanța lucrurilor, ținta la care trebuie să se ajungă, cum spune Deuteronom 32:29, dacă ar fi înțelepți, se vor gândi la ceea ce urmează. Câte nebunie în oamenii care se uită numai pe moment la ce este acum. Înțelepciunea face planuri de durată. Numai că înțelepciunea nu locuiește oriunde, numai la o adresă curată. Ce frumos scrie în pilda cu semănătorul, Luca capitolul 8, versetul 15, sămânța care a căzut pe pământ bun și fie ăsta mintea noastră. Sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare, adică acest cuvânt rodește. Aici se impune ceea ce scrie în Proverbe capitolul 1. Dacă ar vrea tinerii noștri, dar încă sunt acceptați și bătrâni la cursuri. Proverbe 1:2, pentru cunoașterea înțelepciunii, a învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte. Tânărului cunoștință și chipzuință să asculte, însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Să avem un computer care nu doar că face operații, cum spuneam, rapide, ci care nu rulează numai cu informații certificate, care are numai programe care au o finalitate, ceva care să fie cu rod. Dumnezeu să vă binecuvinteze mintea. Să se poată spune, cum a zis David despre Abigail, binecuvântată să fie judecata ta. Ce calcul a făcut femeia aceea? Dacă vine la omoară, ce se întâmplă cu toată ferma, familia, eu poate rămân pe drumul, poate mor și eu. Imediat a făcut un calcul. Omul ăsta e flămând, nu pot să-l lămuresc fără mâncare. A pregătit imediat mâncare, a coborât pe un drum tufos să nu vadă bărbatul că putea să facă scandal. Vedeți de ce este în stare înțelepciunea? Ce plan a născocit femeia aceea? Ce operație a făcut în minte? Imediat calcul. Și totul a ieșit cu bine. Bietul David acolo a trecut examenul la reexaminare. Dar ea a luat notă bună din prima sesiune. Și har să ai înțelepciune de la Dumnezeu. Și un ultim aspect, mai notez aici. Educația copilor este o datorie sacră a părinților. În vremea noastră,
Avem de face cu părinți care nu pricep ei în primul rând. Copiii crescuți la computer și cu desene animate, întrebați nu pe cei care predică din Biblie, pe psihologi, pe sociologi, căutați informații pe net, dacă nu aveți cărțile la îndemână. Și veți vedea că astfel de copii nu-și dezvoltă creierul. Și creierul se dezvoltă numai până la vârsta de 21 de ani. Atât. După aceea, socotim cu ce avem acolo, în șcătul ca nostru. Atât. Dacă copiii se hrănesc cu imagini, vor avea un creier retardat. Dacă va fi o infuzie de lucruri murdare, oricum în lume, la școală, ei sunt vulnerabili în fața acestui import păcătos. Măcar acasă, să încercăm să învățăm din Scripturi tot ceea ce ține, cum am citit în Proverbe, unul de maniere bună, de un comportament sănătos, evlavios. Asta e foarte important. Spune Scriptura în Psalmul 78 că asta este lege. Și părinții au, spuneam, o datorie sacră. Psalmul 78, citesc de la versetul 5. El, Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca ei să fie cunoscuți cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când vor crește mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Scrie în continuare că sunt copii, scrie de fiul lui Efraim, că n-au ținut cont de asta. Asta e treaba lor. Dar noi, ca părinți, să ne facem datoria și să învățăm, cum scrie în Proverbe 6, Deuteronom 6, Deuteronom 11 și în Proverbe scrie în multe locuri, dar dacă vorbim de poruncă, ele apar în Deuteronom, porunce. Când vei fi acasă și în alte ocazii să fie întipărite în minte. Doamne, dă-ne spor ca părinți. Să încheiem, frați și surori, luând hotărârea ca să fim mai atenți la operațiile care se derulează în mintea noastră. Ce intră, ce iese, cum rulăm cu ceea ce am stocat deja. În mod deosebit, cum spuneam, să fim atenți la raportul acela dintre cunoștință și conștiință. Cum spune Roman, capitolul 2, este un proces care se derulează în mintea oricui, pocăit sau nepocăit fiind, numai așa dacă s-a atrofiat într-o totul conștiința, dar cândva tot a funcționat și la acei oameni, nu s-au născut cu conștiința atrofiată. Roman 2, de la versetul 14, că neamurile, măcar că n-au lege, adică nu au fost educați ca și evrei, fac din fire lucrurile legii, adică au pe cale naturală posibilitatea să învețe, prin aceasta ei care n-au lege sunt singur lege și ei dovedesc că lucrarea legii, ceva asemănător cu ceea ce a fost revelat evreilor, lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, deci două entități care se regăsesc în minte, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Adică sunt situații în care conștiința e de acord cu gândul, cu ceea ce s-a pus în plan, sau conștiința va spune, nu-i bine ceea ce vrei să faci. Să fim atenți la această operație. Să ne îmbogățim gândurile, dar să ne cultivăm și conștiința. Gândurile să fie după Scripturi, după voia lui Dumnezeu, conștiința luminată e Duhul Sfânt și atunci știm ce avem de făcut, avem aprobare în însăși mintea noastră, ungerea care e cu noi, ne învață toate lucrurile și nu greșim. Și în ultimul rând, rețineți că tot ceea ce se petrece în mintea noastră, tehnic nu știu cum e asta, deși aproape înțelegem, măcar că, așa cum spuneam, tehnica încă e departe, de undeva din mintea noastră e un fir care merge până într-un computer central la Dumnezeu unde se stochează toate informațiile. Și Dumnezeu nu mă accesează. Ce a făcut Vasilică? Dar Petrică! Să știți că ceea ce ajunge la Dumnezeu e exact ceea ce se petrece în minte. Dumnezeu judecă gândurile noastre. De aceea închei cu un verset care mi-e tare drag, 1 Cronici, capitolul 21, versetul 9, și-a recomandat de nenumărate ori tinerilor să-l învețe și să țină cont de el în viață. 1 Cronici 28 cu 9 sunt cuvinte rostite de un tată, un om după inima lui Dumnezeu, pentru fiul său, pentru înțeleptul Solomon. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. Adună informații în mintea ta, importuri de gânduri sfinte.
și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Imaginația de care vorbeam, Dumnezeu și aceea observă. Și spune partea finală a versetului, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el, și ascultați ecou, pe vecie. Sună sinistru. De la minte, pornim în drumul spre Dumnezeu și cu el în veșnicie, sau tot de la minte apare rătăcirea și pierzarea veșnică. Doamne, îți deschide mintea, intră cu Duhul Tău, cu cuvântul Tău. Rămâi aici ca stăpân peste mintea noastră, veghează-ne gândurile, cum bine se roagă oamenii care pricep, Doamne, păstrează mintea câtă vreme îmi ții suflarea, ca să nu am probleme, să nu știu ce gândesc. Domnul să dea îndurare celor mari, celor bătrâni, să ne ajute Domnul pe noi și pe copii să ne asculte, să nu fie mintea infiltrată cu tot ceea ce este în lume și pe cât se poate cu acest cuvânt bogat, înțelept și dător de viața al Domnului. Amin.